16, cu 16 împărțit la 8, este egal cu 2. Și după aia A minus 15, nu? Da. A minus 15 este egal cu 2. A este egal cu 15 plus 2 este egal cu 16. Perfect. Deci l-am găsit pe A. Și ce mi-a spus el? Să calculez. Deci să se calculeze. 17 plus 17 împărțit la 17 este egal cu 17 plus 1 este egal cu 18. George, da. Spune-mi, te rog, ce ți-a plăcut la ieșițul ăsta? Am înlocuit tot felul cu B. Eu înlocuiam, după cum fac eu înlocuiesc A-ul într-o operație, m-ar fi A minus 3 ori 5, aș înlocui cu B tot acest. Deci mergi dinspre interior? Tu mergi dinspre interior spre exterior? Da, nu, eu nu fac așa, dar știu cum se face, știu metodele, da. Da, deci, practic, eu merg dinspre exterior spre interior și tu mergi din interior spre exterior. Da. Da? Acum, eu te invit pe tine să faci o comparație între prima variantă, aceea care mi-ai propus-o dinspre interior spre exterior, pe care nu am mers eu acum, ci am mers dinspre exterior spre interior, între cele două să vezi cu ceasul pe masă. Știu, e mai scurtă asta. E mai scurtă, știu, se pare mai... Știu. Că nu se scrie atât de mult, dar eu sunt obișnuit cu aia, adică așa asta a fost prima care m-a învățat-o și îmi e cea mai ușoară de fapt. Da, da, vezi, tu aici vii cu o chestie, spui așa, lucrurile pe care le-am de mai multe ori exersate, nu sunt mai la îndemână decât cele pe care am mers de mai puțin. Deci drumul bătătorit este cel mai mult căutat de tine. Da. Asta nu e chiar bine. Să spun de ce. Pentru că acel drum bătător care l-ai descoperit o prima dată s-ar putea să fie destul de lung. Eu nu am probleme cu chestia asta. Dar știu când cere metoda. Deci trebuie... La exerciția asta trebuie să ceară metoda. Că eu le știu. Nu. Nu-ți cere metoda. Ba, unele le cere metoda. Dar nu spune dinspre interior spre exterior sau dinspre exterior spre interior. Nu spun niciodată asta. Da? Deci eu vreau să te atenționez, doar numai pe tine acum, pe toți prietenii noștri. Că dacă unul ca tine s-a obișnuit în varianta asta, notând cu asta cu un B, și pe unul scrie tot și iarăși nu știu ce, și ajunge de la interior spre exterior, că așa trebuie să scrii totul, că așa trebuie să se întâmple, ei bine, îți spun că această metodă consumă timp mai mult. Scrii mai multe etape. Eu n-am probleme cu timpul și știu că mulți colegi de la mine din clasă preferă metoda asta. Știu foarte mulți, marea majoritate din clasă folosesc metoda asta. Bun. Din cauza că învățătoarea a dus pe culoarul ăsta. Mi-a arătat și alte metode, dar ei au rămas pe metoda asta și eu la fel. Păi, dar asta să răspund eu acum. Datorită faptului că învățătoarea a preferat varianta asta și a exersat mai mult așa, voi ați fost victime acestui stil? Nu, n-am făcut așa. Am făcut alte metode noi. Aia ne-a arătat-o din clasa, cred că a doua. Și nu ne-a mai arătat-o și ne-a arătat altă. Și pe alea am mers, dar tot n-am renunțat unii. Marea majoritate. N-am renunțat și... Da, dacă eu te invit pe tine și pe prietenii noștri, spunându-le așa, cu ceasul... Eu... Am făcut și un test. Am fost primul din clasă care a făcut prin metoda asta cel mai repede. Și am dat primul card. Eu. Da. Deci metoda asta pentru mine e cea mai ușoară și cea mai rapidă. Da. Adică au știut foarte bine și pot scrie foarte repede. Aia pierd timpul pentru mine, așa cred eu, că nu chiar o știu prea bine eu. Păi da, tocmai aici vreau să spun. Aici vreau să spun. Adică știu să lucrești, dar mi-a ceva, că trebuie totuși, e mai nou. Păi uite-te, haideți, din cauza lipsei de antrenament pe varianta asta, fiindcă tot timpul, dacă ai avut exercițiu în față, te-ai dus pe varianta ta, de aceea ți se pare că asta parcă este un pic mai stângace. Dar uite ce frumos este. Dacă toată asta, ca să apară o singură operație,
Ăsta minus, ce-o fi ăsta tot, nu mă interesează, fac 2010 și l-am notat cu B. Știu care e. Deci, principiul, eu mă duc acum dinspre exterior spre interior, că având o singură operație de făcut. Dar tu, când te vei convinge, vei merge. Eu habar n-am că nu merg. Vezi, între noi doi, acum s-a instalat o dispută. Ușoară dispută. Aceea că tu crezi mai mult și ai mai multă siguranță în varianta dinspre interior spre exterior. Chiar dacă e mai ungă pentru mine, mai ușor, pentru că o știu foarte bine, foarte bine, de 2 ani nu știu și o practic. Bine. Dar, clar, vezi, acum suntem pe poziții diferite. Da. Tu ții la poziția ta, pentru că experiența din urmă și rezultatele tale pe varianta aceea ți-au adus satisfacție destul de mare. Ai crescut în viteză datorită faptului și siguranța s-a mărit, nu, datorită acestui lucru. Și atunci nu-ți vine să crezi că cealaltă ar fi interesantă. Ba mai mult, poți să fii interesantă, dar între a alege pe acea dinainte, dinspre exterior, interior spre exterior și între cea care ți-o spune dinspre exterior spre interior, o prefer pe a ta pentru că merge foarte bine. Da. Pe scurt, asta este. Dar când va fi timpul să înțelegi că în fața unui exercițiu, cei doi, tu și colegul tău, adică eu și cu tine, hai să vedem așa, eu și cu tine, eu pornesc pe varianta mea dinspre interior spre exterior, nu, tu, dinspre interior spre exterior, eu dinspre exterior spre interior și dacă eu ies mai repede la rezultat, chiar cu o jumătate de minut, contează foarte mult. Că jumătatea aceea de minute o pot folosi la exercițiul următor. Da. Da? Deci eu mi-acord acolo la exercițiul următor și am prins. Ai văzut la ștafetă? Când se fac alergări la ștafetă? Ce se întâmplă acolo? Se predă rapid. Da. Contează jumătate de pas? Da. În față. Că l-ai aruncat pe altul cu încă o jumătate de pas în față și lucrurile merg foarte tare. Da. Din toată discuția noastră ne-am ales cu ideea că putem face și dinspre interior spre exterior, varianta agreată de tine, și dinspre exterior spre interior, cea agreată de mine. Și lăsăm pe privitorii noștri și pe tine să aleagă, făcând concret exercițiul. Poate ei se percep la, cum zic, la mersul invers, să zic, și dacă aleg asta, o să le iau mult timp să o facă. Dacă n-au făcut-o sau, nu știu, dacă fac mersul invers, că există și mersul invers. Păi trebuie să e un fel de mers invers. Cam așa, numai că dai operațiile, totule. Păi da. Le iei de acolo și le întorci în partea cu semn schimbat. Da. Și fac doar alea ei și nu se pice la asta sau, nu știu, nu se refere. Eu cred că ei au înțeles. Eu mai bine mă pricep la asta, deci bun. Care ești? Și nu vei renunța foarte, nu vei renunța foarte repede la ce știi tu cel mai bine, nu? Nu vreau să risc. Nu vrei să risc? Excelent. Dar eu îți propun așa. Încearcă cu ceasul pe masă. Deși varianta ta s-ar putea să aibă câștig de cauză pentru că tu ai mai multă viteză acolo. Asta da? Da. Și te va convinge pentru început varianta ta. Eu dacă aș pune să merg pe ambele variante, eu am neutralitate aici. Că eu merg și așa și așa. Exact ca ăla care e și stângaci și dreptaci. Da? Da. Deci eu nu cere stângaciul să mănânce cu mâna dreaptă, nu? Și invers celui cu dreapta să mănânce cu mâna stângă. Cum e bine mai ușor. Important este să ajungem la același rezultat. Da. Așadar, dragilor, am făcut acest punct. Atât a fost aici la al doilea? Da. Nu am făcut ceva. Dar acum vine problemele. Asta a fost a doua chestiune, da? Da. Mai avem. Să vedem. Următor. În două albume sunt în total 339 de timbre. Dacă se mută 11 timbre din primul album în cel de-al doilea, atunci primul album are cu 17 timbre mai mult decât al doilea album.
Mă iau mai ușor că n-am înțeles nimic. Eu am un defect. Înțeleg foarte greu. Oh, și... În două albume, puteți să notați cu un segment. În două albume... Unu și doi, la două albume. În două albume sunt total 339 de timbre. A, în total 339 timbre, da? Nu aș face așa, mai bine mai întâi ascultați tot și puteți să-mi dați cu semnete la sfârșit să puneți un fel acoladă și să scrieți rezultatul. Bun! Eu acum, citind așa, am făzut în primul și al doilea album, se întâmplă așa. Da. După, dacă se notă 11 timbre din primul album... Tu vrei să reprezint primul album printr-un segment. Da. Mă duci spre metoda figurativă, da? Grafică sau figurativă? Sau grafică. Da. Grafică sau figurativă e tot aceeași, da? Da. Grafică, metoda grafică, zic, da, la și eu. Acum notați puțin, mai puțin o bară. Citește-mi, să văd dacă pe al doilea fac mai lung sau mai mic. Mai puțin. Deci se mută 11 timbre din primul album. Ah, din ăsta mut 11. Da, asta zic, să faceți, da. Atunci primul album are, în al doilea, în cel de-al doilea album, dacă se mută 11 timbre, din primul, în cel de-al doilea album, da. Atunci, primul album are cu 17 timbre mai mult decât al doilea. Am înțeles, deci se întâmplă așa. Cu toate că e pe ăsta 11, le pun, ăstuia de aici. Da, 11. Da, și acum puneți o mică acoladă acolo. Deci rămâne încă în urmă. El lui mai trebuie 17 să ajung la nivelul acela. Aș pune o acoladă acolo, un fel de mică, că vreau să scriu 17 acolo. Unde? Acoladă, acolo. Nu acolo. Aici? Da, acolo. Deci aici e 17. Da, aici e 17. Este mai mare... Ah, am înțeles. Deci, după ce am luat 11, el rămâne încă cu 17 în plus. Da. Deci, i-ar mai trebui ăstuia 17 ca să ajung la nivelul lui. Da. Deci, hai să vedem încă o dată. Să citim problema. Și acum puneți rezultatul acolo, dar trebuie să... Un pic. Să gândim problema. Mai citește o dată. Bine. În două albume sunt în total 339 de timbre. Dacă se mută 11 timbre din primul... Așa. În al doilea. În al doilea album, atunci primul album are cu 17. Deci după ce am luat 11, el rămâne încă cu 17 în plus. Mai mult decât al doilea album. Câte timbre are fiecare album? Prima întrebare. Ia să mai insistăm o dată. În total ele au, așa, împreună, 339 de timbre. 339 de timbre. Da. Deci fii atent aici. Am umblat de aici 11 și le-am pus aici. Tot 339 sunt în ele. Da, tot 300. Adică nu se mută nimic. Adică suma nu se modifică. Suma timbrilor în totalitate nu se modifică. Din cele două. Aici n-am știut eu să fac. Aici n-am știut. Deci tu ai încercat ceva aici, aici te-a... Am adunat 11-21, dar nu dă, n-am... Dar cred că are vreo șmecherie, dar nu știu ce șmecherie. E doar pe 17 cu 11 și da, cu... Da, 27 am scăzut din rezultat și am împărțit la 2, dar nu mi-a dat. 17 și cu 11 ai adunat. 28. Și fac 28. Adică 311, nu? Da. Da. Și am împărțit la 2 și nu mi-a dat. Băi, ce pantă mai frivolă. Tu ai făcut-o repede, te gândesc surplus, 11, 17, le-a adunat? Prima dată, dar după aia am văzut că nu da, adică m-am gândit, dar nu știam ce o fi cu asta. Nu pot, așa cred că ar să arafă, dar nu. Nu te-ai lovit de faptul că sunt... N-am văzut problemele astea. Deci, vezi? Ce-mi spui? N-am văzut probleme din astea. Aici este momentul cel mai tare. Pentru că s-au făcut numai într-o zi asta. Noi nouți au fost. Așa trebuie să înțelegi. Că aceste probleme sunt făcute pentru prima dată de autor. Da. Deci nu sunt în literatură. Tu ai căutat în urmă în mintea ta
niște modele de tipul ăsta. Păi n-am văzut. N-ai găsit nici cum. Mă gândeam că nu știu ceva, dar am mai văzut, dar nici chiar așa de grele. Adică cumva, nu știu, am văzut, dar nu așa, n-am văzut. Rar, e prima dată când văd. Grele, chiar grele. George, hai să zic un lucru. Ori de câte ori mi se prezintă o problemă așa dificilă, urmează să fac un lucru. Să fac o analiză cu mine în interiorul meu și să spun sigur reușesc să o fac. Deci începe o bătălie și începe lupta aceea psihică, adică mi instalez în mintea mea ideea de învingător. Da. Deci eu nu mă las. Eu n-aș căuta în urmă. N-am mai citit, n-am mai auzit, n-am mai văzut. Asta e drept. Dar acum, George, descurcă-te. Deci, George, descurcă-te, da? Scriem și noi, George. Asta e prima etapă. George. Descurcă. Descurcă-te pe tine, da, te. Descurcă-te! Ce faci, George? Trebuie să faci ceva! Poate, nu știu, să fac sementele maniei, nu știu. De cum adică să le pun fără, nu știu. Descurcă-te, George! Să nu mai... Să pun ca și cum ar fi 11, nu știu. Hai să facem așa. Ai mișcat 11 de aici, le-ai pus aici, da? Și noua problema ta este așa. Un segment. Să bag 11 să le pun înapoi în celălalt, fără să vă scriu 11 că sunt acolo. Și las doar 17. Deci, George, ai pus pe 11 aici și acum noua problemă este așa. Segmentul ăsta, George, al primului, că dacă ai ciugurit 11 și te-ai pus la celălalt, l-ai făcut să fie doar cu 17 mai mult. Da, și... 17, atât. Deci noua problemă este asta. Și după mișcă... Și 339, scade 339, 17 și după aia de 322, împar la 2. Perfect! Și după aia adunăm cu... Perfect, după aceea o să vă vedem ce face, dar important este că mișcarea asta a celor 11 timbri și pus aici, ți-a creat noua problemă asta. Asta e noua problemă. Deci asta e noua problemă. Primul album a devenit așa acum. Iar al doilea album devine așa, doar cu 17 în plus. Da? Că e ciugurit aici cele 11 și le-ai pus aici. Și le-a dus în situația asta. Deci e o nouă problemă acum. Albumele se află într-o nouă situație. Tot 11 au fost mișcate dintr-unul în altul. Suma este tot 339. Da? Suma este tot 339. Da. Și acum ești cât se poate de fericit. Pentru că în clipa asta, George, scaz surplusul 17, da, care se află primul, da? Și aici 339 minus 17, 339 minus 17 egal cu 2, 322, nu? Da. 322. Da? Da. Ce înseamnă 322? Numărul de... Suma fără diferență. Da? Suma aceea fără diferență. Da? Sau altfel spus, suma timbrilor din cele două albume în care sunt același număr. Doamna, da? Zice, suma fără diferență, așa da, cum vă spune vouă, eu nu și știu ce numai jos. 1 plus 1, 2 părți egale. Deci 322, 322, 1 plus 1 egal. Părți egale. 1 plus 1 părți egale. Așa, 322. Dar nu trebuie neapărat că se știe, dar... Nu, 322 spun sunt, eu te scriu un cuvinte, sunt timbrele împărțite în mod egal. Da.
în mod egal în cele două două albume, nu? Da. Și de aceea împar pe 322 și acum se justifică de ce 322 împărțit la 2 egal cu cât vine? 161, parcă vine, nu, că 2 în 3 odată, 1 ori 2, 2, 12, 2 în 12, 6 ori, 6 ori 2, 12, 161, da? 161, da? Din 161 scădem 11. O secundă, ce reprezintă 131? 131 reprezintă numărul 131, nu 131. 161. Da, ai zis 131. Am pronunțat prost. 161 reprezintă numărul de timbre din primul sau din al doilea album? Păi, 100 din al doilea album. 161, nici din al doilea, nici din primul. Că din al doilea îi mai scădem 11. Da. Că noi ăsta după ce am pus 11. Da. Păi uite, păi, după... niciun album să trebuie să scrie, niciun album sau ceva de genul. Deci 161 reprezintă numărul de timbre după ce am scăzut surplusul, da? Dar nu reprezintă nici din primul, nici din al doilea. Da. Deci reprezintă numărul de timbre din ambele albume din ambele albume după ce s-a avut mișcare adică mișcarea aceea cu 11. Da. Și acum scădem din 131 pe 11 și de 50 sunt în... 161. Scădem 11 la acelea. Uite asta, asta. Da? Scădem pe 11. Din 161 minus 11 egal cu 150 numărul... Puteți să puneți doar 2. Un 2. Numărul de timbre. Scriu și în cuvinte, mă. Numărul de timbre. Timbre din 2. Da? Din numărul de timbre din al doilea. Și acum, din primul... 161 plus 17. 161 plus 17, surplusul acela, egal cu 100, cât vine? 80... Nu, nu, 100. 177? 178. 178, da. 178, numărul de timbre din a fost volumul 1. Cine s-ar fi gândit la chestia asta? Mă întreb și eu. Grea problemă. Chiar grea. Chiar grea, da? Unde ți s-a părut ție grea? Că trebuie graficele, nu mă gândeam să transformăm graficul, să facem alt grafic în care să facem... Ah, că faptul că am surprins problema după ce am mișcat 11, într-o problemă clasică. Ca și cum aș avea două cantități... Nu trebuie, să lăsăm pe 11 acolo, unul acela, în primul album. Sau 11. Dar el spune că face mișcarea asta. 11 trece din da, 11 de aici, din partea asta. Vedeți? Vedeți? El spune, respectăm cu șmecherea lui. Dar dacă spunea 17 de mute dintr-o parte în alta, putea să mute și 20 și 30. Orice. Deci nu, sunt, nu aici este secretul. Ci secretul este să după mai facem grafic. Ca să... Așa, este să surprinde problema după operația făcută în varianta care spune el. Că încă primul volum rămâne cu câte? Plus 17. Da. Da? Deci, practic, autorul a plecat la problema asta clasică, de da. Tipul două albume au împreună 339. Da. Primul are cu 17 mai mult. Da. Care e foarte simplă. E foarte simplă. Primul are cu 17 mai mult, scazi surplusul, 17, le-ai egalat, împarți la 2,
aflam cât are fiecare. Da, dar acum te întorci, stai o clipă, că am ajuns aici după ce a făcut mișcarea. Adică la primul, la primul mi-a adunci 11 la acela și la celălalt îi scazi 11. Da. Da? Deci, după ce a aflat că primul ar avea, cât prima ar avea jumătatea aceea plus 17, iar ăsta altul, da? Și acum faci încă 11 ție și tu scade 11, că așa a fost la început. Da, da. E foarte frumoasă problema. Foarte tare. Dar și destul de... Nu m-a scăzut să fie așa. Chiar nu așteptam. Da, te-a surprins în mod neplăcut, ai să zici vorba, nu? Te-a surprins în mod neplăcut problema. Da. Da, a vrut să facă selecție foarte dure. Că dacă dădea problema așa, în două albume, sunt împreună 339, iar în primul cu 17 mai mult, era pentru tine foarte la urechi. Da, ușor, rău, foarte ușor. Foarte ușor, pentru că ai fi scăzut sub plusul. 339 și am spus și împărțeam la 2 și gata. Sigur că da, a fost... Și aflu număr, primul număr, după aia adunam cu 17 al doilea număr cu 17 și îmi vedeau numărul 1. Da, era exact, dacă veneam aici, deodată treaba se liniștea aici, la etapa asta. Dar spuneam aici 161 nu reprezintă nici la primul, nici la al doilea. Că din 161 trebuie scadu 11 ăla și celălalt se adună 11 și pe urmă și 17. Da. Foarte frumoasă problema, nu? Da. Cu ce plecăm la problema asta? Deci aș vrea să insistăm un pic, să vedem cu cine am ales. De fiecare dată pe problema asta. Cu cine am ales din problema de mai sus? Poate să ne gândim că dacă nu este o problemă. Da. Cu ce experiență, că tu spuneai așa. A fost ciudată, n-am mai putut să văd așa problemă. Uricioasă, nu, că m-a descumpănit. Mai de genul ăsta, cea mai grea de se transformă ca și comă. Deci, povestea pe care tu trebuie să o reții, hai să zicem, momente importante. Cum am mai vorbit. Care crezi tu că sunt momentele importante ale problemei? Doi, să faci al doilea grafic. Momente importante. Trebuie să faci al doilea grafic. Prima deci, dată. Să reprezentezi graficul corect prima dată. După asta îl faci pe al doilea grafic și... Deci, citim problema cu foarte multă atenție. Ca să vedem mișcarea ce cu 17, cu 11. Dar mai continuă problema. Da? Nu știu. Mișcarea cu 11. Iei de la 1 și dai de la al doilea. Deci ei sunt mișcarea cu 11. Apoi, reducerea la o problemă clasică. Reducerea la o problemă clasică. Adică ușor de rezolvat. Este asta. Asta este problema clasică, da? La o problemă clasică. Unde nu mai stai pe gânduri. E cu 17 mai mult? Da. Așa. Și al treia chestiune, revenirea, că de la problema clasică o rezolv ușor, și acum revenirea aceea că aduni 17 la 1 și până încă 11 și scazi 11. Procedeul merge în invers. Cum am făcut mai înainte, am scăzut 11 și l-am pus aici, acum adăugăm 11 da. Și scădem din al doilea 11. Da? Deci, procedeul invers. Invers cu 11 timbre. Atât. Adică care e procedeul invers? Adunăm 11. Le întoarcem la loc la așa, le întoarcem la primul grafic și scădem din cel de-al doilea. Și atunci găsim 150 și respectiv 100, nu știu cât a fost acolo, 70 și 170 și tu ai acolo, 78. Foarte frumoasă acum problemă. Acum mai continuă. Aș vrea să, înainte de a mă duce, mai, duce la, mai departe, aș vrea un lucru să spun.
Ai putea să modifici problema nu cu 11, ci cu 15. Mișcarea poate fi făcută? Imediat. Deci, să formezi. Normal, se poate. Sigur că da. Cu orice număr, în afară de 339. Deci, în afară de 39. Sau ceva mai... Deci un număr mai mic. Nu că... putem să zicem chiar acum că trebuie să ne gândim ceva. Da, da, putem să ne propunem, iată că acum vine vorba. Că noi aici ne aflăm. Le propunem colegilor noștri, prietenilor noștri, să formuleze o problemă în care nu cu 11 se miște, ci cu 20, stânga-dreapta. Nu-i nimic, totul se produce perfect, merge și rămâne 17 ăla, scădem din 339 tot pe 17, se parte la 2. Și acum când adunăm, nu mai adunăm 11 stânga și dreapta, adunăm cât am scăzut, dacă e 20, 20. Da? Deci rămâne varianta asta de făcut și ați înțeles, dragilor, și iată, George spune, indiferent ce număr lucrați aici, cu mai mic decât 339, ca să aibă rost problema, adică 20, 30, 70, 25, 29, n-are importanță. Cert este că ne mișcăm elegant în, tot în interiorul problemei acestea. Tot în interior. George, hai să ne propunem. Vezi? Noi asta propunem o problemă. Așa, în care să spunem, modificați pe 11. Și? A, da, propunem, dar nu rezolvăm. Nu. O propunem, adică lăsăm lor să rezolvi prietenii. Nu, să vedem dacă eu înțeles. Dacă am înțeles, măi, dar asta mi-e frământă. Eu am înțeles. Bun, da, se și prietenii noștri. Cred că am înțeles. Sigur că da. Prietenii noștri au și ei nevoie să fie solicitați. Lăsați graficul acestor. Da. Și spunem. Deci, faceți 1 și 2 și faceți un segment. Deci, așa, segmentul ăsta. Așa și al doilea segment. Așa. Și modificăm aici. Cu cât să modificăm? Haideți cu... ziceți cu 23. 23. Deci spun 23. Așa că lungime să fie cât de cât, da? Da. Și rămână, diferența rămâne tot de 17. Așa am zis, da? 17, da. Avem grijă să fie 17 sau 19 sau 20 ca să se împartă după scădere, se împartă la 3. Da. Se împartă la 2. Noi putem să modificăm și pe 17, dar putem pune 15. Da, dar lăsați așa să... Lăsăm așa de data asta, dar acum mi-a venit în minte că și numărul ăsta poate fi modificat. Știu, da. Nu neapărat 17, poate să fie, însă numai numărul impare. 19, 21. Da, 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 da. Asta e foarte important, că atunci când scădem din 339 pe 19, pe 21, pe așa mai departe, să dea... La urma scăderii, un număr par. Un număr care se împarte la 2. Știm noi că mișcarea asta se întâmplă. Dar, dragilor, deci, vă lăsăm cu 17 să mișcați, sau cu 19, sau cu... Alegeți voi. Alegeți voi. Și veți vedea ce altă problemă. Dacă vreți să schimbați pe 16, dacă nu vreți... Dacă vreți să schimbați pe 17, corect. Dacă nu... Vă faceți chiar voi. Aici puteți să vă jucați voi cum doriți. Ne menținem cu suma timbrelor 2339. De acord? George, care propune? George schimbați. George propune. Schimbați. Pe 17. Pe 20 și... cât o fost în problemă? 11, da? 17, 11. Cum am zis noi să le schimbe, poate să fie 19, respectiv 23. Deci perechea asta, 17, 11, o poate schimba cu perechea 19, 23, furnizată de George. Bine. Bun. Mai avem a doua parte a exercițiului. Deci problema are două părți, da? Da, și că deci prima parte am din celălalt. Deci am făcut prima parte A sau nu știu cum, unul roman, cum A. Și acum B. Da? Al doilea
volum are mai puțin de 30 de pagini, iar pe fiecare pagină are fie 20 de timbre, fie 3 timbre. Deci, al doilea album are mai puțin de 30 de pagini. Deci numărul pagină, pagini, numărul de pagini pentru 2, da? Numărul de pagini pentru 2 e mai mic decât. Mai puțin de 30 de pagini. Mai puțin de 30 de pagini. Iar pe fiecare pagină are fie 20 de timbre, fie 3 timbre. Câte pagini deci, are al doilea album? Fiecare. Pagina are fie 20 de timbre, fie 3 timbre. Fiecare pagină înseamnă 3 timbre sau 20 timbre. Câte pagini are doilea album justificați? Câte adică... pagini are albumul 2. Câte pagini are albumul 2? Aici te-ai mai gândit vreo pic? Cum ți-a părut problema? Deci, dacă ne-ai mișcat la prima, n-ai mai avut curaj să mai citești pe a doua. Că da. Probabil că era legat din numărul de pagini. Am citit și pe a doua, dar nu... nu se putea mișca deloc. Nu. Hai să mai citim încă o dată. Ne întreabă câte pagini are al doilea volum. Al doilea album. Știind că pe fiecare pagină punem fie câte 3, fie câte 20. Dar câte timbre are al doilea album? Câte timbre? Timbre, al doilea album are 150 de timbre. Asta e important. Deci album 2, 150 timbre. Și eu trebuie să le distribui peste aceste 150 de timbri, câte 20, adică pe o pagină pot să pun așa. 1, 2 până la 20 de timbri. Pe a doua pagină pot să pun 1 până la 20 de timbri. Și așa mai departe. Cred că scădem din 20 pe 17. Pe 3. Hai să vedem câte am putea prinde de câte 20. M-a interesat câte 20. Dacă aș pune câte 20, pentru că încarc foarte bine toate. De 20, de 100, de... Adică 150 să-l împărțim la 20. 20. Nu se poate. Nu se poate. Dar dacă ar fi... 10. Împărțit la 10. Deci 100, dacă ar fi fost 100... 50 împărțit la 10, adică să fie... Aha! Deci dacă ai fi pus câte 10, da. Ai fi consumat 15 pagini. Deci înseamnă... Am prins. Deci 150 împărțit la 10 dă 15 și dacă știm că 10 înseamnă 15, mai punem la 15 de 2, adică 15 plus 15, 30 înseamnă 30 de pagini înseamnă 20 de timbre. 30 de pagini înseamnă... Nu, înseamnă pe 30 de pagini. Până câte 3, dacă vrei, înseamnă 10 pagini. Da, de 15, deci dacă împărțim 150 pe 110. George, hai să facem un pic de ordine, că într-adevăr tu începi să alegi cu mintea destul de bine și mă interesează pe mine un lucru acum. Dacă pui numai o pagină de 20, înseamnă că ai pus 20 de timbri. Dacă pui două... Deci 3... Pui două, fac 40. Da. Pui 3, fac 60. Deci hai să notăm cu X. Notăm cu X. Da. Nu cu X. Cu M. Cu M. Numărul de pagini. Deci notăm cu M.
numărul de pagini cu 20 timbre. Da. Da? Și notăm cu N sau cu T, hai ca să-mi fie între mâșile N legătură. Cu T, numărul de pagini cu 3 timbre. Da. Da? Cu 3 timbre. Ca să ajungi la 150, cum vei face? Înmulțești pe câte foi sunt cu 20. Da. Și îți dă numărul de timbre pe cele pe care pui 20. Da. Și până pe T, care poate fi 5, 6, cu 3. Și le adun pe cele toate la un loc și trebuie să-ți dea 150, nu? Da. Deci relația care o am acum este așa. M ori 20. M ori 20. Hai să-i duc să scrii și tu. Da. Deci M ori 20. Da. Care înseamnă ce M ori 20? Numărul de timbre pe cele M pagini. Pe care sunt câte 20. Da. Plus T ori 3. T ori 3. Da. Este egal cu 150. Așa, asta e relația deșteaptă. Da. Deci M ori 20 plus T ori, iată, obișnuit cu punctul, T ori 3 e egal cu 150. Da. M până la unde poate lua valori? M poate să fie 8? 8 ori 20? Fac 160, îl depășește. Nu. Asta zicem un 3. Deci M poate să fie până la cel un 7. Mai bine un 3, am zice, 3 ori 20. Nu știu. 3 ori 20. Dar o secundă, eu vreau să văd M-ul până la ce valoare poate să ajungă. A, atunci, imediat. M-ul poate să fie 8. 8 ori 2, 8 ori 20. Și ce mergem? 7. Deci M e egal cu 1, cu 2, cu 3, cu 4, cu 5, cu 6, cu 7. Până la 7 poate să fie M. Da. Mai mult nu are voie. Și apoi să începem să dăm valoare M. Lui M să dăm valoare. Când M e egal cu 1, avem. Deci zicem, pentru M. Deci pentru M e egal cu 1. Păi M egal cu 1 rezultă că relația devine 20, vorbește tu, te rog, ajută-mă. M egal cu 1, păi ar fi 20. Da, plus. Plus, hai să dau. Nu, T ori 3, tu nu știi pe 3. 3 este cred că 150. Egal cu 150. Acum aflăm T ori 3. Așa, deci T ori 3. T ori 3 este egal cu 150 minus 20, T ori 3 este egal cu 130. 130. Unde T va fi egal cu 130 împărțit la 3 este egal cu T este egal cu 130 împărțit la 3 este egal cu T este egal cu trebuie 14. De 4 ori 4 ori 3 12. Nu? 4 ori 3 12, nu? Nimeni. Și 10 de 3 ori și rămâne rest. Restul 1. Nu se poate, se taie. Deci asta pică. Pare rău. M e egal cu 2 acum. Shit. Da. M e egal cu 2. M este egal cu 2. Atunci 40. 40 plus T ori 3. Plus T ori 3. Este egal cu 150. Așa. T ori 3. Este egal cu 150 minus 40. Este egal cu 100. 10 și T ori 3 este egal cu 110 împărțit la 3. T ori 3 este egal cu imediat 110 împărțit la 3. 5, 4, 3, 9, 2, 10. Nu se poate, se taie. Deci asta da, rămâne rest cât? Rest egal? Imediat 5, 6, 6. Rest 2. Rest 2. Îmi pare rău. Și cu toate. Și cu tine am terminat. Mergem pentru M egal cu cine? Cu? Mie, vreau să M egal cu 3, nu? Da.
Pentru m egal cu 3 avem. M egal cu 3 înseamnă că 60 da. Plus T ori 3 este egal cu 150. Așa. T ori 3 este egal cu 150 minus 60 este egal cu 90. T ori 3 este egal cu 90 împărțit la 3. T ori 3 este egal cu 30. Cred că am ajuns la rezultat. Un prim rezultat! Excelent! Primul sau asta e rezultat? Nu știu. Păi, cert este că M egal cu 3 și T egal cu 30, nu? Da. Dar T reprezenta numărul de pagini cu 3. Da. Și sunt 30 de pagini. Da, cred că asta e rezultat. Și cu 3? 33. Deci, număr total pagini, număr de total de pagini este egal cu 3 plus 30. Care îți face 33. Și nu sunt mai mici decât 28, parcă. Sau 29. Cât erau? Se zicea că numărul de pagini e mai mic decât 30. Ia, mai citește problema, că așa mă le-am deținut eu. A doua albumă are mai puțin de 30 de pagini. Are mai puțin de 30 de pagini, nu 33. E greșit. Deci nu merge nici varianta asta. Și asta e greșită. Deci nici aici nu-mi place, nu merge. Deși mi-a dat un răspuns corect, dar nu s-a încadrat în... S-ar putea să fie 6. Să vedem. Pentru M egal cu 4. M este egal cu 4. Înseamnă 4 ori 20, 80. 80. Plus T ori 3 este egal cu 150. T ori 3. Și este egal cu 150 minus 80 este egal cu 70. 70, da. Și 70 împărțit la 3 este egal cu 70 împărțit la 3 este, nu se poate, nu se poate, nu. Face 23, vest 1, cred. Da, rest 1. 23, vest 1. Acum, cred că 6 e corect, nu știu. Nici 4 mi-am mers. Deci îmi pare foarte rău că nu mi-a dat un număr de pagini 5. Care să mă facă... Dacă poate merge 5, nu se știe. Este de egal cu 5, de aceea... 100 plus T ori 3 este egal cu... S-ar putea să nu merge nici ăsta, cred. 150 T ori 3 este egal cu 150 minus 100 este egal cu 50. T ori 3 deci ai 50 împărțit la 3, nu merge. Deci nu merge nici asta. Îmi pare foarte rău și asta. Și mergem pentru M egal cu 6. Acum cred că este rezultatul. Ia să vedem. Am eu impresia aici. Ia să vedem. Deci înseamnă 120. Deci 6 ori 20, 120. Este egal cu 150. Plus... Cred că va merge. 150 minus 120 T ori 3 este egal cu 30 și T ori 3 este egal cu 30 împărțit la 3 T este egal cu 10. T egal cu 10? Da? Da. Dacă T egal cu 10 și M egal cu 6, numărul total de pagini va fi? 16. 6 plus 10. Deci M plus T, M plus T, egal cu 6 plus 10 și fac 16, care e mai mic decât 30, nu? Că așa era problema. Da. Și dacă e mai mic decât 30, ești ia foarte să fericit. Să vedem cu 7. Să vedem și cu 7, sigur că da. Să se pui, că dacă nu încercăm și cu 7, n-ar fi corect. Da. M, așa, 7. Deci, 7, 140. Nu merge, de acum. Plus T ori 3 este egal cu 150. Da. T ori 3 este egal cu 150 minus 140 este egal cu 10. Așa. Și asta înseamnă că T este egal cu 10 împărțit la 3, dar cu rest T este egal, înseamnă trebuie. Nu se poate. Și asta, deci concluzia rămâne că doar o singură soluție avem. Da. M egal cu 6. T egal cu 10 și suma lor face, cât face? 16, mai mic decât 30. Da.
Deci răspuns corect, ăsta este. Să se află numărul paginilor celui de-al doilea volum, răspunsul 16. Volum cel al 16. Foarte, și justificăm răspunsul. Justificarea răspunsului este aceea că noi am analizat toate... Am epuizat toate variantele. Doar 6 este corect. Exact, exact. Deci justificarea, el spune așa, să nu cumva să dai tu la întâmplare. Deci, după ce te-ai gândit la asta, să ia să văd 6, 220, T, Z, 3, 10, gata, răspunsul, 16. Dar spunea felul ăsta, ai cercetat cu celelalte cazuri? Ai sesizat că aveai șansa, din clipa în care ai scris relația, să sesizezi că mă poate să fie până la 7? Controlul este foarte tare, că mă până la 7 poate să fie. Da. El se mulțește cu 20. Da? Și ăsta e motivul foarte riguros. Deci este un stil de lucru foarte atent. Că asta a făcut de peste noapte, noapte sau dimineața, peste 2 nouțe. Da, tot timpul așa trebuie să te gândești la teste de acestea care, în care se încearcă descoperirea copiilor cu posibilități foarte mari, exact ca la șah. Și am înțeles că ție îți place foarte tare șahul. Da. E bine, n-am eu timp să mă pun la probă cu tine, dar cred că mă bați 100%. Din ce motiv? Dacă tu faci un antrenament continuu pe chestia asta, și eu n-am mai jucat șah de când eram elev, să zic. Eu am o idee că mut acolo pionii și nu știu ce, dar eu n-am nicio strategie. Eu am multe. Am mișcări, tot felul care... Dar tu poți să vezi al doilea nivel sau al doilea nivel îl vezi? Adică ce înseamnă al doilea nivel? Adică ce mutare faci? Da. Pot să văd. Deci eu analizez toate motorile în tipul adversar, cât se gândește. Eu analizez tot ce ai putea muta tu sau în timpul meu. Asta e foarte tare. Deci tu mă surprinzi, tu ai mutat ceva, ți-ai făcut un plan. Dacă tu ai făcut planul, ai în minte și ce posibilități de mutare aș avea și eu. Poți să și-ți dau o damă ca să-ți dau mat. Îți dau părere. Deci îmi întind scamp, capcană. Da, oferit. Îmi dau cea mai puternică cea mai puternică piesă ca să-ți dau mat și am câștigat, chiar dacă se poate. Știu mulți copii. Da, când tu m-ai descoperit pe mine că chiar n-am nicio strategie, de acum, după câteva mutări, hai să văd care e ideea ta. Foarte ușor îți dai seama cam care este nivelul meu după câteva mutări? Cam după câte mutări îți dai tu seama că cam care e valoarea mea? După 10-20. 10-20 de mutări. Dar dacă sunt foarte slab, în 10 mutări, 20 mă poți da? Dar nici din 5 îmi dau seama, din 5, că dacă încep dintr-un fel, gata, îmi dau și din prima într-o. Dacă faci în mutare, găsiteci. Știu că care să nu... Da, am înțeles. Dacă m-am descoperit așa de prost încât la mișcarea ta eu am răspuns cât se poate de fapt. Două mișcări se pot face la început. Deci sunt cele mai bune. În față și... Nu știu, dacă nu pic pe acelea și mă duc aiurea, îi zici, bă, dar asta e plecat cu Pluta la șac, nu? Da, am eu treabă cu el. Și de acum ești sigur că sunt victimă sigură, nu? Da. Și urmează după aceea doar să-ți mintiți capcane, chestii de toate. Când simți că fac niște mutări de astea studiate, mutări studiate, mutări care sunt cunoscute, știute, atunci spui, da, o pic, să analizez, să urmăresc, nicio greșeală nu pot face, dacă nu... Nu trebuie să fac nicio greșeală, că altfel pot să pierd, da? Ei, și la matematică este așa. Am să spun că și la matematică este așa. Da? Deci trebuie analizat cu foarte multă atenție. Văzute toate posibilitățile. Cei care n-au sesizat că mă poate să ducă până la 7 cel mult și n-ar fi analizat toate cazurile acestea, așa cum ai spus tu acum, stop, să vedem și pentru 7. Să nu cumva să fie și acolo un caz favorabil. Deci așa trebuie văzut. Problema asta mi s-a părut cea mai tare. Hai să spun, George, făcând legătura 1 și 2, ne-am permis, am creat, ne-am zbenguit așa pe în fața problemelor celor am putut, dar la problema asta a treia chiar ne-a dat de lucru.
ne-o cam liniștit. Au avut două părți, A și B. Da. Nu puteai să faci punctul B dacă nu l-aveai pe A. Dacă n-ai fi avut numărul de timbre corect, stabilit, 150 din cel al doilea, era. N-ai nicio șansă să le apuci problema. Da, deloc, deloc, deloc. Da? Plus că formularea e ciudată, ciudată. Sure. Ea s-a redus la ce? Numărul 150, cum îl poți distribui în câte 20 și câte 3? Câte posibilități sunt pe 150 ca număr abstract? Nici nu te interesează. Scrie-mi tu posibilitățile de descompunere al 150 în variante de 20 și de 3. Variante de 20 și de 3, adică multipli de 20 și de 3. Care sunt posibilitățile? Aceasta apare o relație cu două necunoscute, și M și T. Da, da. Ca să nu facem, că putem să locuim M-ul cu numele dintre care putem. Vedem maxim și scriem. Așa, păi aici a fost secretul. Da, se poate locui și T, se lasă. Bun, dar T-ul fiind că este multiplică cu 3, tu putea să ducă până la 50. Când 3 ori 50 fac era multe. Multe, ca, asta e. De ce am controlat? De ce noi ne-am dus înapoi și am dus ne-am dus pe mână? Timpul și tot același rezultat. Sigur că dacă consuma ăla de 50 de cazuri, pua, se lăsa pe gubaș. Pe când noi am consumat un timp foarte mic. Favorabil, deci minim de timpul necesar pentru a face o rezolvare corectă. Cel care, vezi ce se întâmplă, chiar dacă doi colegi sau doi candidați s-ar fi așezat în fața problemei acestea și unul ar fi spus cu câte, unul ar fi spus, ar fi mers cu varianta de studiu după 3, altul după 2, după 20, cel de după care mergi varianta după 20 și avem un câștig foarte mare, nu? Da. Ca timp, el era mult în față. Ce-ți propun eu acum? Eu am obosit un pic. Mai bea o cană de vin. Mai bea o cană de vin. Cană de apă, măi. Mai facem o pauză. Facem o pauză și pe aceea continuăm, da? Da. Bine, așa facem.